Bună dimineața, bună dimineața România și bine te-ai trezit și astăzi. Este vineri, vineri, suntem tineri, vine weekendul peste noi, însă până vine weekendul peste noi, venim noi peste dumneavoastră cu grație, dar și cu multe informații, pentru că începe o nouă ediție de Regional Cafea aici pe TVR3, dar și în mediul online ne găsiți, ca de fiecare dată vă spun, pe Bună Dimineața Moldova, pagina noastră de Facebook, pe www.tvrplus.ro sau pe media.tvr.iaș. Vă invităm alături de noi astăzi pentru că avem subiecte interesante, discutăm despre viitorul umanității, mai exact roboții. Dacă stau bine să mă gândesc că nu chiar sunt viitor, că sunt prezent, vom discuta despre o competiție care va avea loc la noi la Iași mâine, dar și despre o echipă care a inventat un robot și cu care au participat la o competiție din Rusia. Pe mai departe discutăm și despre colocviul de muzicologie de la Iași care începe astăzi și pe final vă invităm pe toți, dragi ieșeni și nu numai, să vă alăturați unei conferințe și unei dezbateri ce va avea loc la noi în oraș, care privește antreprenoriatul sănătos de la noi, de aici, din Iași. Subiecte foarte interesante. Dragilor, să știți că weekendul acesta veți avea parte de zile geroase, în adevăratul sens al cuvântului, cu maxime de minus 13 grade. Ne oferă mai multe detalii Roxana, însă până atunci vreau să ținem cont de faptul că suntem în ajun de Dragobete și vă spun legenda Dragobetelui. Se spune că Dragobete a fost fiul babei Dochea, o tânără foarte frumoasă în vremea ei, și că la naștere Dragobetele a avut 4 ursitoare. Primăvara, care i-a dăruit iubirea, prospețimea florilor și tinerețea fără bătrânețe, vara, care i-a dăruit dulceața fructelor și căldura dragostei, toamna, care i-a oferit un fluier pentru a-i înveseli pe oameni cu cântecele lui, iar cea de-a patra ursitoare a fost, bineînțeles, iarna, care i-a oferit îmbrăcămintea albă cu sclipiri de diamant. După 100 de ani în care Dragobetele i-ar fi învățat pe oameni să iubească, el a murit și s-a transformat într-o plantă numită Navalnic, care apare primăvara de vreme în Poieni. O poveste foarte frumoasă despre cel care încununează dragostea românească. Mai degrabă celebrăm Dragobetele decât 14 februarie, dar până la urmă nici măcar nu contează. Important e să celebrăm dragostea noastră românească. Și mai am o informație utilă pentru dumneavoastră. Grațiela Gavrilescu, ministrul mediului, a declarat ieri, după aprobarea fondului de mediu, că va finanța vechiul Rabla Classic, iar programul Rabla Plus va avea ecobonus de 10.000 de euro, mai exact vechiul Rabla Classic, prin care fiecare dintre noi care avem acasă o mașină mai veche de 8 ani să putem să o dăm și să primim printr-un ecobonus de 6.500 de lei, același pe care l-am dat anul trecut, să putem cumpăra o mașină nouă, declară Gabriela Gavrilescu. În același timp, toate valorile pentru hibrid și pentru cele care au emisii de carbon sub 130 de grame au aceleași sume, respectiv 1.000 și 1.500 de lei, a mai declarat ministrul. Din câte știu, acest program intră în vigoare din aprilie, așadar, dacă intenționați anul acesta să vă cumpărați o mașină nouă, să țineți cont și de aceste informații. Mergem la ea, Roxana Gorcioaia. Ia să vedeți cum arată. Bună dimineața! E pregătită de Dragobete. Bună dimineața! Poate planta în care s-a transformat Dragobete e floarea din pieptul meu. Să știi că n-am avut, că eu de acum sunt bătrână și mă cam lasă urechile. Mi-am pus floare în piept de Dragobete, mamă. Devin din ce în ce mai tare baba Dochea. Ce spui, maică? Da, Dragobete sau 14 februarie? Ce întrebare? N-are nicio importanță. Amândouă. Amândouă. De Dragobete, ce preferi? Să mergi în club sau să mănânci pizza acasă? Să mănânc pizza acasă. Da, ne potrivim. Te urmărim la știri. Chiar din timpul discursului ministrului Justiției, Tudorel Toader, ieșenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare și au ieșit în stradă imediat după anunțul făcut. 150 de protestatari au fost în Piața Unirii din Iași. Oamenii au afișat pancarte pe care au fost scrise mesaje de susținere a șefei DNA și au scandat că nu vor să fie conduși de hoți. Tinerii spun că nu se simt deloc mândri că ministrul Justiției, Tudorel Toader, este din Iași și îi cer demisia. Bună
Biologii și chimiștii din sistemul sanitar public și privat au semnat un memoriu prin care cer guvernului modificarea grilei noii legi de salarizare. De la începutul anului au fost generate discrepanțe și frustrări uriașe între categoriile profesionale din spitale, care au atribuții și responsabilități identice, cum ar fi biochimiștii față de colegii lor medici de laborator. Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, salariile acestora erau aproximativ egale, iar acum raportul este de aproximativ 1-3. Iar acest decalaj se va accentua de la 1 martie, atunci când salariile medicilor și asistenților vor fi majorate față de biochimiștii, ale căror retribuții vor crește abia din 2020. Cristina Neagoi este chimist la Institutul de Psihiatrie Socola din Iași. Are facultate, masterat și mai multe specializări în domeniu acreditate de către Ministerul Sănătății. Din 2007 este și președinta Ordinului Biologilor și Chimiștilor din România. Spune că munca ei și a colegilor biochimiști reprezintă 85% din stabilirea unui diagnostic, iar responsabilitatea este enormă. Din acest motiv solicită și o salarizare echitabilă care să respecte pregătirea și experiența adunate în atâția ani. Până acum am fost salarizați la nivelul medic, deci ca și chimist principal, ca și biolog principal, la nivelul medicului specialist de medicină de laborator, nu a medicului primar. Nu ne dorim salariile medicilor, nu se înțelege. Deci noi ne dorim salariile noastre la studiile noastre. Atât ne dorim. Se va ajunge în situația în care ierarhia pe verticală nu va fi respectată. În sensul în care, deci, un asistent de laborator cu post liceală va avea puțin sau cât noi ca salariu, iar asistenții medicali cu studii superioare la UMF-uri vor avea peste noi ca salariu. Ceea ce când nu ai o responsabilitate este foarte ușor. Deci nu blamăm pe nimeni. Nu. Aceleași nemulțumiri le au și angajații biochimici din laboratoarele Centrului de Transfuzii Sanguine din Iași. Noi suntem responsabili de analize, unii dintre noi suntem coordonatori de laboratoare, parafăm și lucrăm analizele medicale, deci compartimentul paraclinic se bazează în majoritate pe activitatea biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistem. De la 1 martie, conform legii cadru numărul 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, biochimiștii vor avea salarii mult mai mici decât ale asistenților medicali din laboratoare, deși aceștia din urmă le sunt subordonați. Nu este o situație tocmai acceptabilă, având în vedere că acest personal face parte din categoria personalului cu studii superioare. El este cel care coordonează activitatea asistentului medical, așa încât este inadmisibil ca începând cu data de 1 martie, un biolog sau un chimist cu gradația 2 să aibă un salariu brut de 3.494 de lei, în timp ce un asistent medical poate să ajungă până la un salariu brut de 5.410 lei. Până acum, peste 1.000 din cei 3.500 de biologi și chimiști din spitale au semnat un memoriu prin care cer primului ministru, ministrului muncii, ministrului sănătății și președintelui Camerei Deputaților să modifice grila noii legi de salarizare. Societatea de transport public din Timișoara are 25 de angajați pe post de timonieri, căpitani și marinari. Ar trebui să navigheze pe Bega, însă sunt ținuți la țărm. Nu au obiect de activitate până când cele 7 embarcațiuni achiziționate de Primăria Timișoara nu vor intra la propriu la apă. Surse din interiorul societății de transport spun că deocamdată salariații cu pricina sunt plătiți să păzească vaporașele și pontoanele. Cele 7 embarcațiuni au fost achiziționate de Primăria Timișoara în cadrul unui proiect european de 6 milioane de euro fonduri nerambursabile pentru amenajarea malurilor Begăi. S-a întâmplat înainte de 30 iunie 2016. Vaporașele nu au apucat însă să plutească prea mult pe Bega. Pentru ca ele să poată funcționa în regim de transport naval, trebuie înființată o administrație a căii navigabile canalul Bega. Demersul nu ține de autoritățile locale, ci de guvernul României. Primarul Timișoarei spera că acest lucru se va întâmpla printr-o ordonanță de urgență care să modifice un articol din legea de înființare și organizare a Ministerului Apelor și Pădurilor. Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru. Văd că nici nu se intră pe procedură de urgență în Parlament și asta mă determină să mă adresez Comisiei Europene, să semnalizez că un proiect pe fonduri europene implementat cu succes în Timișoara este boicotat de însuși Guvernul României.
administrația căii navigabile Canalul Bega va fi subordonată administrației bazinale de apă Banat, al cărei comitet director a și aprobat noua organigramă. La ora actuală sunt în Parlament modificările la legea apelor și eu sper ca până la sfârșitul lunii martie să poată să fie aprobate aceste modificări și să putem să trecem la înființarea efectivă a autorității pentru navigație. Noi până atunci facem toate demersurile necesare să legalizăm tot ce înseamnă navigația pe Bega până în luna iunie, când există termenul obligatoriu pe care primăria îl are pentru punerea în funcțiune a vaporașelor. Până atunci însă marinarii, timonierii și căpitanii angajați de Societatea de Transport Public Timișoara nu ar fi trebuit plătiți, spune primarul Timișoarei Nicolae Robu. S-au plătit salarii acestor oameni în perioada în care vaporașele n-au putut și nu pot funcționa. Ar fi trebuit să fie în concediu fără plată sau într-o altă formulă, puși într-o poziție în care să nu cheltuiască bani fără a face nimic. Eu nu știu dacă au primit alte sarcini. Conducerea Societății de Transport Public Timișoara refuză să facă orice comentariu cu privire la angajații pe posturi de timonier, căpitan și marinar. Și cu toate că inițial ne-a declarat că va emite un comunicat de presă, ulterior s-a răzgândit. Termenul limită până la care ar trebui să înceapă navigarea pe Bega este 30 iunie 2018. Altfel, municipalitatea va pierde finanțarea europeană. Administrația bazinală a apelor Banat speră că la vară să se poată naviga cel puțin pe tronsonul Timișoara al canalului. Da, până la vară mai este mult și bine. Să știți că ultimul weekend din această iarnă, sau așa ar trebui să fie calendaristic cel puțin, va fi unul foarte, foarte geros. Vine așa o masă de aer polar înspre România și vom avea parte de temperaturi de până la minus 18 grade chiar. Ziua sau noaptea? Mă interesează să știu. Să știu dacă mă îmbrac ziua. Ce importanță are? Va fi frig noaptea, de sâmbătă noapte până luni dimineață, mai exact. Vom avea parte de temperaturi foarte, foarte scăzute, minus 10 grade chiar la noi aici în Moldova și minus 18 mai în estul, mai în Transilvania, am vrut să spun, în vestul țării. Frig este și acum, minus 3 grade sunt la Iași, minus 4 grade la Suceava și la Rădăuți, minus 2 grade acasă la tine la Brăila. Eu zic să nu te duci acasă weekendul acesta, că cine știe, mai rămâi înzăpezită pe undeva, pe drum, n-are cine să facă emisiunea luni dimineață. Dar la Pașcan, tu mergi la Pașcan weekendul ăsta? Nu, păi nu putem să riscăm. Cum e vremea la Pașcan? E frumoasă. Nu prea. Bine. Tot așa, minus 3 grade cam cum sunt la noi la Iași. Ceva mai cald în vestul țării, acolo sunt câteva grade cu plus în acest moment, chiar un grad la Oradea, 2 grade la Timișoara. Deocamdată e bine. De mâine seară, în schimb, se răcește semnificativ. Să sperăm, tot zicem noi așa, că sperăm că e ultima dată când mai avem parte de așa temperaturi extreme, dar... Da, ți-am spus că vremea de afară nu coincide cu ceea ce este în mintea mea, adică final de iarnă și început de primăvară. Așadar, căciulă, mânuși, fular, șosete de lână. Ce alte informații ne mai ofer? De la centrul infotrafic al Poliției Române am aflat că se circulă în condiții de carosabil umed în această dimineață pe autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, acolo unde și ninge slab în acest moment, și pe A3 București-Ploiești, pe DN1 Valea Prahovei și DN7 Valea Oltului. Dacă plecați undeva spre după amiază, nu știu, când pleacă oamenii în weekend, în vacanță? De dimineață, de vineri dimineață. Noi ăștia care muncim. Da, noi ăștia care muncim avem parte și de lucruri frumoase în viața noastră. De exemplu, în această dimineață ți-am adus un robot. Ai apreciat că pentru ți-am adus un robot? Și ce face? Uite, aflăm împreună ce gătește. Face. De la invitații noștri, mai exact, de la stânga la dreapta, spun bine? Da. Andrei Iulian Marin este organizatorul First Tech Challenge România, după care David Baciu este mecanic și proiectant în clasa 11-a și Toma Cheruță, mecatronist în clasa A11-a. Recunosc că i-am spus tu mecatronist. Ce făceai în clasa 11-a? Aveam alte treburi. Nu spun, mai degrabă nu spun. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună. Ce ne-ați adus aici? Aici este robotul care am participat la competiția din Rusia, da, de săptămâna trecută, și cu care vom participa și mâine la competiția regională FTC, pe care o organizăm noi la Iași, la sediul nostru, la FabLab Iași. Mm-hmm.
Este un robot care ce ar trebui să facă el, să ia acele cuburi, da, dacă se văd, și să le pună în anumite rafturi. Păi trebuie să ne faceți o demonstrație. Înainte, sigur, de asta vreau să știu dacă i-ați spus o denumire, dacă i-ați spus un nume. Cum îl cheamă? Nu i-am pus un nume. Păi, dar trebuie să vă gândiți. Gheorghe, Vasile, Ionele, ce faci? Prinde cuburile. Am zis că mai stăm un pic ca să-i dăm un nume foarte original și foarte... Sau să-l alintați. Noptieră mică ce ești. Haideți să vedem cum funcționează. Băi, dar ce eficient este. Adică nu stă pe gânduri. Așa, și în timpul ăsta ne puteți spune, de exemplu, în cât timp l-ați construit? Noi am început construcția din luna noiembrie, da, și am schimbat diferite versiuni ale lui. Aceasta nu este versiunea finală, însă este versiunea alfa a robotului, iar versiunea finală va fi gata prin luna martie. Wow, deci cum a luat cuburile alea, este extraordinar. Motosibuitor, că tot e la modă. Și ați avut o temă atunci când ați construit acest robot? Da, tema principală este construirea unor modele cu cuburi care ajută atât la reciclare ca practicitate, cât și ca automatizare a procesului în depozite. Așadar, sunt cumva modele pe care putem să le implementăm în viața, exact, noastră de zi cu zi și să ne folosim de ceea ce ne pot oferi acești roboți. Cât costă să construiești un asemenea robot? Că mă gândesc că nu e chiar ieftin. Nu este, într-adevăr. Noi am avut niște costuri de prototipare de aproximativ 5.000 de euro, iar pentru versiunile ulterioare suma este aproximativ aceeași, deci s-a ajuns la un quantum total de 10.000 de euro buget. Uh-huh, uh-huh. Iar în Rusia v-a fost bine pentru că ați ajuns pe poziția a? 20. Am fost destul de bine clasați, noi și ceilalți coechipieri din România. Am fost patru echipe din România, o, da, echipă din Moldova, o echipă din Transilvania și două echipe din București, iar restul erau din toată lumea. Ia spune-mi tu, Toma, cum a fost acolo? A fost foarte interesant pentru că ai avut ocazia să vezi mult mai multe prototipuri care trebuie să facă același lucru, adică erau mai multe versiuni ale aceluiași, n-am putea spune aceluiași robot, ale unui mecanism care îți fac același lucru. Uh-huh. Și puteai să vezi creativitatea omului de a construi ceva total diferit de a alte echipe, dar care trebuie să facă același lucru. Efectiv, voi ați participat, iar tu le-ai fost îndrumător, nu? Da, așa este. Aha, și nu te-ai implicat sau te-ai, da, ajutat? Eu m-am ocupat mai mult de partea de proiectare și programare și în principal de partea de business, să zic așa, pentru că este un factor foarte important de strângere de fonduri, de parte de lichidități pentru a face posibil acest lucru. Mai am o curiozitate personală. Cum demonstrați că e robotul făcut de voi și că nu l-ați luat de la chinezi? Când mergeți acolo la competiție? David? La o competiție există o inspecție tehnică. Da. Și în acea inspecție tehnică ți se adresează niște întrebări și dacă îl construiești tu, știi să răspunzi la acele întrebări. Plus că dacă se strică... Dacă ai citit manualul? Da, dacă se strică, trebuie să știi să repari. Exact. Ah, deci se poate strica și voi în momentul respectiv. Așa. Hai să discutăm puțin despre ce se întâmplă mâine la ea și vin roboții peste noi. La FabLab, nu? La FabLab, da. La FabLab va fi etapa regională a Moldovei, a competiției FTC, First Tech Challenge, în care vor veni 20 din cele mai importante echipe din Moldova, care vor merge câștigătorii cei mai buni de acolo în etapa națională la București, care se va desfășura în luna martie. E prima dată când se organizează această competiție? Este prima ediție și suntem bucuroși că suntem primii organizatori. Din ce orașe mai vin? Vin din Vrancea, vin din Botoșani, mai vine o echipă din Iași, vin din toate județele importante ale Moldovei, o echipă, poate mai multe. N-am cum să nu întreb, de cine vă e teamă? Așa, ce, din ce ați văzut până acum? Din ce am văzut, ce echipe mai sunt niște, o echipă de la Liceul Moisil de informatică, care este foarte puternică și împreună ne antrenăm la FabLab și sperăm să facem o performanță cât mai bună, atât la regională cât și la națională.
regionale. Și efectiv câte echipe s-au înscris? 20 de echipe sunt la regionale, iar la naționale vor fi undeva la 100-110 echipe. Și ce alte colegii? Mai dați-ne câteva nume de colegii care s-au înscris de la noi din oraș. Sunt doar două echipe. Doar două echipe? Da. Și în rest, din alte părți, e competiția de la Iași și mai departe competiția de la București. Ce se întâmplă, ce se întâmplă când se câștigă competiția de la București? Când se va câștiga competiția de la București, vom avea șansa să mergem la campionatul mondial din America, care va fi la Houston. Și acolo vor veni cei mai buni roboți din toată lumea și vor concura pentru titlul de campion mondial. Wow, wow, e foarte interesant ce îmi spuneți voi. Și cine v-a ajutat cu organizarea acestui eveniment? Colegii noștri de la Iris Robotics, ne-au ajutat colegii de la Iris CNR și de asemenea sponsorii și partenerii noștri. Și sincer, spuneți-mi, ce credeți? Aveți șanse? Putem fi acolo, în top, să ajungem la Houston? Noi suntem destul de încrezători, pentru că am alocat foarte mult timp și foarte multe finanțe pentru acest proiect și suntem încrezători că vom fi la etapa mondială prezenți. Dacă mergeți la Houston, vă învoiți de la școală? Primiți învoire? Da, normal. Da, e foarte fain ce îmi prezentați aici acest robot. Ce poate să mai facă altceva în afară de faptul că ridică aceste cuburi? Deci, tema competiției este atât ridicarea cât și așezarea cuburilor într-o formă specifică, patru rânduri de câte trei cuburi. Da. Și este foarte important că în același teren sunt patru roboți care pot în același timp să ia cuburile, poți să le ia înaintea ta. Și trebuie să te miști cât mai repede pentru a le colecta înaintea celorlalți roboți și de a face un punctaj cât mai mare. Sunt mai multe teme, mai multe informații pe care trebuie să le parcurgă robotul pentru a avea cât mai multe puncte și a fi câștigător. Deci trebuie să fie și mai rapid decât al celorlalți. Exact, și exact. Că se ia cuburi repede. Dar cred că depinde și de cel care manevrează acest robot, exact, nu? Exact. Atât programarea, cât și mecanica, cât și calitățile și siguranța driverilor sunt foarte importante în teren. Da, ce să zic, e foarte frumos. Vă mulțumim foarte mult de prezență. Multă baftă mâine la competiție. Mulțumim. Baftă frumos și celor din celelalte județe care participă la noi aici în Iași. Și baftă la București, să vă vedem la Houston. Mulțumim. Și să discutăm prin 4G. Da. Vă mulțumim foarte mult. Baftă, roboțelule Vasile, dacă mă să-i rămână numele. Mergem mai departe și noi și discutăm despre o nouă ediție Iașul în arcul timpului, România 100, pe care n-ar trebui să o ratați mâine de la ora 11, o ediție în care gazda emisiunii, ca de obicei, este domnul profesor Gheorghe Iacob. Urmărim chiar acum un fragment din ceea ce veți vedea mâine de la 11 pe TVR Iași. Autorul emisiunii, profesorul universitar Gheorghe Iacob, îi are ca invitați la Muzeul Unirii din Iași pe profesorul universitar Daniel Șandru și pe conferențiar universitar Ionuț Nistor. Ediție a emisiunii România 100, Iașul în arcul timpului. Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă emisiune România la centenar. V-ați obișnuit, filmăm la Muzeul Unirii. Aici a locuit domnitorul Alexandru Ion Cuza, aici a locuit regele Ferdinand în timpul Marelui Război, în timpul întregirii neamului. A avut o emisiune la un moment dat despre viziunea generală a Academiei Române cu academicianul Victor Spiliei, vicepreședinte, privind organizarea festivităților legate de centenar. Am stabilit cumva atunci, într-o manieră didactico-teoretică, faptul că țările au dreptul să
organizeze astfel de festivități și avem dorința de a marca, nu prin festivisme, de a marca centenarul Marii Unii. Continuând cumva acea emisiune, am invitat astăzi pe domnul profesor universitar dr. Daniel Șandru, director al Departamentului Centenar din Primăria Iași, și pe domnul conferențiar universitar dr. Ionuț Nistor, director al Muzeului Universității din Iași, pentru a continua cumva discuția privind cum marchează Iașul centenarul. Repet, nu trebuie să facem chestiuni festivice, dar trebuie să marcăm și Iașul a avut și cred că are o viziune, atât instituțiile Iașului, marile instituții, primăria, universitatea, oștirea. O să invităm și reprezentanții oștirii în alte emisiuni, complexul muzeal. Să începem cu primăria. Da, vă mulțumesc înainte de toate pentru invitație, domnule profesor. Și, într-adevăr, la nivelul primăriei municipiului Iași, practic acțiunile dedicate marcării centenarului, atât în ceea ce privește implicarea României în Marele Război și rolul fundamental pe care Iașul l-a avut în perioada 1916-1918, cât și centenarul, evident, Marii Unii de la 1 decembrie 1918. Toate aceste manifestări au început încă din decembrie 2016, când urmare a unei decizii a prim-ministrului României, decizia numărul 369 din 29 noiembrie 2016, s-a dat startul, să spunem așa, manifestărilor dedicate centenarului și lucrul acesta a început la Iași. Având în vedere că atunci erau și 100 de ani de la mutarea capitalei de la București la Iași în condițiile vitrige ale războiului. Exact. Într-un parteneriat, atunci Guvernul României prin Departamentul Centenar, Primăria Municipiului Iași, Academia Română și Banca Națională a României, sprijinite toate aceste instituții de universitățile ieșene și de alte instituții culturale de aici, au organizat timp de 3 zile, în perioada 14-16 decembrie, o serie de 14 evenimente care au inclus atât expoziții, o prestigioasă conferință la care au participat academicieni reprezentativi pentru cele, să spunem, pentru cele patru regiuni istorice importante, cât și alte evenimente dedicate publicului larg. Sigur că după aceea lucrurile au continuat. Tot în anul 2016, apropo de viziune, și Universitatea din Iași a avut o acțiune importantă la Congresul Național al Istoricilor Români de la Cluj. În calitate de prorector, având mandatul conducerii universității, am anunțat organizarea în 2018 acestui congres la Iași. România 100, Iașul în arcul timpului, mâine de la ora 11 pe TVR3 și de la ora 17 pe TVR Iași. Și noi avem invitații în studio, vi prezint în momentele următoare, mai exact conferențiar universitar dr. Irina Zamfira Dănile de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, doamna profesor Maria Georgeta Popescu, tot de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași, și domnul profesor Viorel Bârleanu, etnomuzicolog și dirijor. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Astăzi se deschide colocviul. O mențiune. Vă rog. Profesor la Colegiul Național de Artă Octav Vărgile. Aoleu! Scuzați! Aoleu! Nicio problemă. Sunt acolo. Da, am să vă ofer un cadou, așa că ne vedem aștept. Prima dată. Ce se întâmplă astăzi mai exact? Astăzi vom deschide lucrările celui de-al 20-lea Colocviu Național de Muzicologie și ne vom prezenta celor care sunt alături de noi cu mai multe documente, pentru că este o ediție aniversară. Noi am conceput un album omagial, o reverență pentru cei care ne acompaniază de 20 de ani în diverse lucrări, în studiile noastre de muzicologie, sau ne-au fost parteneri, vă arăt sau nu? Așa, arătați la cameră. Parteneri cu lucrări, da. Sau sunt îndrumători acum, din fostă colaboratoare cu autor, acum este îndrumător de studenți. Sunt, care sunt obiectivele unui asemenea colocviu ajuns la 20-a ediție? 1. Promovăm arta sonoră prin știința ei și cu posibilitatea de a-ți prezenta gândurile în scris și să fie publicate. Care te obligă să citești, să nu doar consemnezi. E obligatoriu, nu poți să nu asculți și să nu comentezi. Sunt mână-mână. Da. Permanent.
să comentezi, să-ți dezvolți elementele de limbaj, să știi să-ți prezinți părerile și în același timp, în timpul lucrărilor, să te informezi ce se întâmplă și cu ceilalți coautori. Parteneri. Și există o temă sub care se desfășoară da. Această ediție? Sigur, arta sonoră și interdisciplinaritatea, pentru că muzica se înudește în primul rând cu toate artele și cu tot ce e bun, frumos, drept, pentru cel de sus. Și atunci, încă un atribut, îndemnul tine pentru noi toți să fim mai buni, mai drepți, mai frumoși, prin practicare. În diferite moduri și feluri. Ați început să ne spuneți despre activitățile care se vor desfășura în cadrul colocviului și despre cărțile care vor fi prezentate. Da, în ultimii 13 ani, cu lucrările care sunt prezentate în colocviu, noi și edităm. Anul acesta am ajuns la volumul al 13-lea de studii de muzicologie. Colocviul este de 20 de ani, dar ideea a crescut pe parcurs că și noi am pornit timid, am pornit o dirigintă de clasa 12-a și elevii ei la centenarul liceului nostru, da. În 1999 și în timp am crescut, am prins aripi, am avut lângă noi oameni care ne-au ajutat, ne-au sfătuit. Și suntem împreună și ziua de astăzi și ne bucurăm. Și apropo de oameni, știu că astăzi are loc și o lansare de carte. Așa este? Chiar de două, chiar mai multe dacă vreți, patru. Eu fac referire aici și da, la invitații noștri. Despre ce carte e vorba? Da. Pe cine? Cu cine să începem? Este vorba de cărți, nu da. Greșit. De două cărți. O carte de muzică veche, de muzică psaltică, la care a lucrat profesorul Florin Bucescu. Din motive de sănătate nu e aici cu noi. O viață întreagă, tot împreună am fost. O să fim din nou împreună după amiază, dar acum e venit greu. Deci o carte de studii de muzică psaltică, un lucru nou, total nou pentru țară, pentru Moldova, indiscutabil și de asta de o valoare deosebită. Și încă un volum de folcloristică muzicală, deci nu de folclor, ci da. De folcloristică ce muzicală. Înseamnă? Ce înseamnă? Folclor înseamnă, greu să dau o definiție acum ce înseamnă folclor, fiecare înțelege mai mult. Unii înțeleg prin folclor doar ce văd la televizor. Știți? Muzică sau populară. Ce este pe scenă, nu chiar e folclor acela. Folclor înseamnă altceva, înseamnă ceea ce cântă oamenii în viața lor și ceea ce creează ei în zona unde activează, unde muncesc, unde trăiesc. Iar folcloristica este știința care se ocupă cu studierea fenomenului muzical folcloric, sau nu e obligatoriu să fie muzical, și literar și de altă natură. Iar noi, tot în premieră, pentru Moldova, sigur, absolut sigur pentru Moldova, prezentăm un volum de studii de folcloristică pentru zona Moldovei. Ce frumos! Care va cuprinde detalii legate și... Folcloristica o am aici, dacă da, vreți să o vedeți. Poftiți. Așa, puteți să o arătați la cameră. Studii, culegeri, transcrieri. Ați și aflat într-un fel conținutul. Da, deci sunt și transcrieri. Și dăm și aceea. Zanfira, pune tu mâna acolo, că tu ai lucrat la ea. Așa, arătați-o ce avem acolo. Bizantinologie muzicală. Da. Și liturghie. Și mai este încă ceva și bizantinologie și este și o liturghie. Este foarte important. Deci toată slujba pe care se face de la începutul până la sfârșit într-o duminică, așa, e creată muzical de profesorul Florin Bucescu și în armonizarea la două voci și la trei voci a compozitorului și a profesorului Vasile Spătărelu. Este important. Ei sunt personalități, nu doar ieșenii, sunt personalități au devenit naționale. Naționale. Este important, da. Care este publicul țintă căruia vă adresați cu astfel de cărți? În primul rând, noi ne dorim să formăm tânăra generație. Așa am și plecat la drum, ne-am adresat copiilor prin copii. Între timp am mai spus, ne-am deschis aria și atunci au fost alături de noi și cei de la Universitatea de Artă și s-au alăturat studenți, masteranți, doctoranți,
profesori din învățământul preuniversitar și din învățământul universitar. Foarte mulți care în ultimii 15 ani și-au susținut tezele de doctorat au fost alături de noi prezentându-ne referatele premergătoare susținerii tezei, în care căuta să aibă un feedback asupra muncilor. Și deci căutăm, plus că avem posibilitatea și avem colaboratori care vin din alte domenii. De exemplu, doamna profesoară Cristina Scarlat, da, doctor în, în limba, limba și literatura română, de câțiva ani este partener, aducându-ne în atenție creația lui Mircea Eliade în diferite creații muzicale. Astfel am, am luat contact și participă și dânsul la rândul lui, în afară de domnișoara Cristina, Fabio Moni, profesor la Universitatea din Malmö din Suedia. Ne-a promis la anul că o să fie alături de noi, live, poate o să fie în studio aici cu dumneavoastră. Sunt oameni care au prezentări tangențiale cu muzica. De exemplu, avem o elevă de la arte vizuale, da, anul acesta, care prezintă impresionismul în artele vizuale, că aceasta e specialitatea ei, dar aduce și elemente comune de limbaj în impresionismul muzical. Da, pentru că până la urmă, sigur, artele se întrepătrund. Sigur, și aici putem continua mult, dar cred că pentru astăzi este de ajuns să avem două teme. Ce înseamnă pentru dumneavoastră participarea la un asemenea eveniment? Cred că a fost într-un fel și o provocare, pentru că a trebuit să scoatem două cărți într-o lună de zile. Într-o lună de zile, două cărți. Da, și volumul a fost foarte mare, dar cred că și în acest motiv ne-am mobilizat și împreună cu domnul profesor Viorel Bârleanu. Ne-am străduit și zi și noapte am editat aceste cărți, care sunt o valoare pentru Universitatea Națională de Arte. Și pentru generațiile, pentru care, generațiile care urmează, de studenți, de specialiști. Și pentru sufletul nostru. Este cartea tatălui meu, aceea de folclor și aceasta de bizantinologie, și sunt mândră că am reușit să-i fac o bucurie cu aceste cărți. Ce frumos! Voiați să spuneți ceva. V-am văzut că faceați. Ei au avut o bază, că e greu să scrii două volume, aproape 700 și ceva de pagini. Au avut o bază. Dar lucrând au realizat că pot face, că am pornit la drum numai cu un singur volum, corect? Da, da, da. Și între timp și-au dat seama că au documente și timpul și l-au găsit nopțile. Da, acum să vă vin cu nopții, o mică completare, ca să nu se creeze impresia de fals. Lucrările de folclor nu sunt făcute într-o lună. Lucrările de folclor sunt rezultatul unei munci de peste 25 de ani de colaborare foarte serioasă cu Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinii, unde director a fost, cred că și este, chiar dacă este pensionar și are peste 80 de ani, Ion H. Ciuvotaru, sunt convins că îl cunoașteți, și echipa de acolo cu care am umblat. Cred că toată lumea știe că folclorul nu e așa de pe o zi pe alta, și că vorbim umblat de prin satele din Moldova mulți, mulți ani, da, multe, multe luni, multe, multe nopți și zile. Discutăm de moștenire, din moș strămoș. Da, da. Vă gândiți, foarte mult. Vă gândiți doar la un lucru, că pentru studiu jocul popular, da, spun asta că este ceva mai cunoscut în limbaj, au trebuit să fie înregistrate pe benzi magnetice peste 5.000 de piese, au fost transcrise peste 3.000 de piese, iar într-unul din volumele, care sunt nu în cartea asta, ci în altă carte, sunt incluse vreo 800 și ceva de piese. Deci munca nu este asta de o lună, munca este mai de mult, iar începutul îi se datorează cumva Zanfirii, fata tatei, așa, și au vrut să facă și un cadou tatălui ei,
cu ocazia împlinirii a 80 de ani. Florin împlinește 82, că la 80 de ani nu am reușit. La mulți ani, să fie sănătos, vă mulțumim mult de prezență, mult succes în ceea ce v-ați propus dumneavoastră, cu atât mai tare trebuie să apreciem folclorul și să știți că în minutele următoare discutăm tot despre muzică sau mai degrabă vom urmări un clip cu muzică de calitate. Nu ratați o nouă ediție Muzica Ta, în care veți revedea concertul Vanc și Compact din cadrul Galelor Hit, dacă nu mă înșel eu, din anul 2003. Momente speciale, de-a dreptul speciale. Eu te căutam odată, dar nu mă vedeai și mă întristai. Azi am încercat să spun că tu ai am fost să merg pe cel bun. Când te cult e ca să nu mă uit, nici când o să ai al mod. Doi, trei și dintr-o mie flori parfumate, eu te-am cules dintr-o mie mești colorate, tu mai vezi. Ce vremuri frumoase și speciale! Dacă vă e dor de perioada respectivă, să știți că astăzi de la ora 19 pe TVR Iași puteți urmări emisiunea Muzica Ta. Însă eu le spun bună dimineața invitațiilor noștri din acest moment, din prezent, pentru că revenim în prezent în România lui 2018 și în Iașul lui 2018. Alături de noi se află Oana Olariu de la Asociația Civica, dar și Sergiu Ghizdovăț, arhitect inițiator al platformei Asistent Antreprenorial Personal. Bună dimineața și bine
ați venit la noi. Discutăm despre antreprenoriat sănătos în Iași. Există? Există, nu? Există și ar trebui să meargă din ce în ce mai bine. Dacă oamenii din Iași acționează un pic asupra sistemului ca să rezolve dintr-o dată mai multe probleme și nu doar câte una, două particulare. În seara asta e dezbaterea antreprenoriat sănătos în Iași, pe care o organizăm noi în cadrul unui program mai amplu. Cetățenii conduc, ai puterea chiar dacă nu ești politician. Se poate? Dacă nu ești politician să conduci? Bineînțeles, e suficient să te aduni alături de alții care gândesc la fel ca tine, dar au skill-uri diferite și talente și abilități diferite și să construim și să construiești sau să construim împreună proiecte publice cu sprijinul aleșilor și al administrației locale, pentru că despre asta este vorba în seara asta. Trei ieșeni, practic, și-au asumat să coordoneze, să propună, să imagineze și apoi să coordoneze trei proiecte care îmbunătățesc sistemul antreprenorial în Iași. Cu unul dintre acești ieșeni am stat de vorbă ieri pe această canapea, e vorba despre Mirabela Miron. Exact. A venit și ne-a prezentat programul Restart, dar și Repatriot. Cu Restart Home ne vom întâlni și în seara asta. Ceilalți doi sunt poate mai puțin cunoscuți și asta ne bucură și mai mult, pentru că de obicei inițiativa aparține unor persoane care au deja experiență, notorietate și obișnuința de a acționa în felul ăsta comunitar. Sergiu și cu Corneliu Chițanu sunt ceilalți doi inițiatori care vor prezenta proiectele lor. Trei consilieri locali vor adopta simbolic câte unul dintre ele diseară. Da. După care se vor forma grupuri de lucru cetățenești în care poate să intre absolut orice ieșean ca proiectele să fie implementate în comunitate. Asta e toată filozofia din spate, să construim proiecte cu impact public care să ne aparțină, astfel încât și soluțiile la problemele pe care le avem să ne aparțină. Ce cuprinde proiectul dumneavoastră? Inițiativa pe care încerc să o concretizez și să o propun presupune crearea unei platforme care să și a unei aplicații, o sugestie de aplicații, care să poată funcționa pe principiul unui tutorial pentru un antreprenor debutant, da, sau care vrea să-și deschidă un punct de lucru nou într-o activitate, într-un anumit domeniu. Să poată fi ghidat pas cu pas în tot ceea ce privește demersul de la autorizarea spațiului până la funcționare. Tocmai pentru că peisajul economic este, și mai ales cel legislativ, este quasi brownian, deci sunt multe, este un cadru legislativ nearmonizat, cu multe, foarte multe probleme de implementare, cu multe probleme de înțelegere, cu un parcurs dificil de urmărit. Dacă ar exista un suport care să poată ghida asemenea, cum să spun, parcursului unui traseu de metro din stația A în stația D. Stai o hartă. Exact, o hartă. Sunt în punctul cutare. Da. În funcție de disciplină, de domeniu de activitate. Și cine să ghideze? Cine să ofere acest ajutor? Un cluster de specialiști. Platforma ar trebui organizată pe cât posibil pe domenii de activitate. În momentul în care mă abonez la un anumit domeniu, altfel spus, vreau să deschid, de exemplu, nu știu, un cabinet stomatologic, da, am mai multe module. Prima etapă, autorizarea unui spațiu, găsirea unui spațiu. Accesez platforma pe acel domeniu, în acel modul, și mi se deschide un graf de cunoștință care poate aduce de la specialiști, de la contacte cu specialiști locali. Asta este foarte important pentru a rezolva punctual o problemă, problema autorizării spațiului, de exemplu. După aia am trecut de punctul respectiv, ajung în stația B, ca să zic. Ce alte autorizații, de exemplu, sunt necesare după faza autorizării spațiului în timpul execuției sau după ce trec de partea asta în timpul funcționării. Da. Pentru ca să nu existe, m-am întâlnit în experiență de foarte, foarte multe ori, în situații în care se luau decizii în necunoștință de cauză și apoi trebuiau adaptate aceste decizii la cadrul legislativ care este într-o permanentă schimbare. Și dinamica produselor și a pieței este într-o permanentă schimbare. Și atunci
m-am gândit că ar fi deosebit de util să existe o platformă locală și accentul este pe local, pentru a putea avea un timp de răspuns în timp real, care să ghideze, repet, după un moment, un model de tutorial, un antreprenor de la punctul inițiativei, deci se gândește la a deschide un punct de lucru într-un anumit domeniu de activitate, până când îi poate începe să lucreze în condiții legale, evident. Frumos spus tutorial, așa cum ne uităm de multe ori pe canalele de specialitate YouTube, să recunoaștem și căutăm cum să facem, nu știu, o omletă sau așa mai departe, așa putem învăța cum să, care sunt și primii pași într-o afacere. Și, bineînțeles, cu, asta este foarte important, cu un acces foarte ușor la specialiști strict direcționați pe acea problemă. Să nu mai apară situații în care un specialist dintr-un domeniu este pus în fața situației de a oferi consultanță sau de a adapta niște decizii, de a răspunde la niște decizii făcute necunoștință de cauză din alt domeniu. Foarte interesantă această dezbatere. Mi-ar fi plăcut să stăm mult mai mult de vorbă, însă putem invita ieșenii în această seară. Bineînțeles, asta e și dorința noastră, să ne adunăm cât mai mulți, pentru că în a doua parte a evenimentului va fi acel moment de World Cafe în care toți cei din sală sunt invitați să vină la masa unui inițiator cu care au rezonat și să vorbească față în față, să plănuiască, să înțeleagă mai multe și în cazul fericit pe care noi îl sperăm să se alăture în grupul cetățenesc care va și implementa proiectul. Până la urmă facilităm comunicarea, e important să discutăm, e important networking. Vă mulțumim foarte mult, dragilor, vă mulțumim și dumneavoastră de atenție. Nu ratați mâine de la ora 12, aveți România 100, Iașul în arcul timpului. Da, deci de la ora 12 pe TVR3 și noi ne întâlnim luni. Până luni, toate cele bune, să aveți un weekend minunat!